Prieteni, conform ultimelor noastre investigații, am observat că 80% din vizionări sunt făcute de persoane neabonate. Haideți să facem astfel încât 80% din vizualizări să fie făcute de persoanele abonate la canalul nostru. Dați un click chiar acum pe butonul de subscribe dacă vă plac videoclipurile noastre. Vouă este ușor să vă abonați, iar nouă ne este foarte plăcut. Eucalipt curcubeu. Eucaliptul curcubeu este o plantă incredibil de ciudată, dar foarte frumoasă, izbitoare prin măreția sa. Privind-o, pare că scoarța a fost vopsită cu culori strălucitoare. La început, coaja capătă o nuanță verde. În procesul de creștere, culoarea sa se schimbă, devine albastră, violet, maro. De asemenea, pe suprafața trunchiului apar dungi portocalii și galbene. Livada de eucalipt curcubeu este o priveliște fantastică. Oamenii care o vor vedea vor fi de acord că aceasta este cea mai frumoasă pădure din lume. Acești copaci cresc în Indonezia, Noua Guinee și Filipine. Snapdragon. Lasă lumea să fie plină de flori mult mai luxoase și luxuriante, dar gura amuzantă a mucusului i-a încântat mereu pe copii. Această floare nu i-a lăsat niciodată indiferenți pe grădinari și botanici. Se poate spune că mucusul este floarea care transformă grădinarii în copii și copiii în grădinari. Snapdragon este una dintre cele mai populare plante din grădinile Europei și a Statelor Unite ale Americii. Ea este numită din cauza asemănării cu gura unui dragon, care se deschide și se închide ușor. Această floare frumoasă are o altă particularitate uimitoare. Când petalele mor și cad, rămân doar semințele uscate care sunt foarte asemănătoare cu cranii mici și înfricoșătoare. Poate din cauza aspectului neobișnuit de-a lungul timpului au apărut diverse legende. De exemplu, femeile obișnuiau să mănânce craniile minuscule pentru a recăpăta tinerețea și frumusețea pierdută. Pe lângă asta, conform unor legende, dacă presori toată casa cu aceste semințe, atunci o vei proteja de blesteme și de ochi răi. Dar dacă le vei purta ascunse în haine, atunci vei părea mai atractiv, carismatic și sociabil. Îți plac animalele sălbatice, locurile necucerite de oameni și vrei să vezi cum funcționează de fapt legea junglei? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. Gidnora africana. Genul Gidnora include 5 specii care cresc în regiunile tropicale din Africa, Arabia și Madagascar. Nu este foarte comună, așa că nu-l veți întâlni des în deșert. Această plantă seamănă mai mult cu o ciupercă până când floarea ei neobișnuită se deschide. Aceste trăsături de culoare și structură, precum și mirosul putred al florilor, servesc la atragerea gândacilor care se hrănesc cu carouri. Gândacii, cățărându-se în flori, se târăsc în ele, în special în partea lor inferioară, unde se află organele de reproducere, contribuind la polenizarea lor. Adesea, gândacii femele nu numai că găsesc hrană în flori, ci și depun ouă acolo. Locuitorii Africii folosesc de bunăvoie fructele de Gidnora pentru hrană, ca unele animale. În Madagascar, fructul Gidnora este considerat unul dintre cele mai bune fructe locale. Astfel, purtătorii de semințe de Gidnora sunt o mare varietate de animale și oameni. În Madagascar, florile și rădăcinele de Gidnora sunt folosite de localnici pentru a trata bolile de inimă. Practic, Gidnora duce un stil de viață subteran. Rădăcinile sale, dintre care unele sunt tulpini subterane, merg adânc în pământ, formează o rețea în jurul altei plante și se lipesc de rădăcinile altora. Plantele din genul Gidnora parazitează rădăcinile unei varietăți mari de plante. În special, Gidnora africană preferă diferite specii de Euphorbia ca plantă gazdă. Planta în sine atinge o dimensiune de 10-15 cm.
Selaginella solzoasa. Oamenii de știință au descoperit că această plantă a apărut atunci când erau dinozauri pe pământ, adică aproximativ cu 300 de milioane de ani în urmă. Această plantă a putut supraviețui nu doar dinozaurii, dar și răcirea globală și apariția civilizației. Selaginella include aproximativ 700 de specii de plante. Toate seamănă cu ferifii și mușchi și iubesc foarte mult locurile umede și umbroase. Dar printre ele există un tip de Selaginella solzoasă care în perioadele secetoase dintr-un tufiș viu și verde se transformă într-o bilă uscată cu tulpini încâlcite. Planta provine din pustiul Chihuahua, care se află pe întinderele din nordul Mexicului și Texasului. Acolo planta, aflându-se în somn adânc, este capabilă să aștepte ani de zile ploaia, iar după ce plouă, frunzele ei devin frumoase, privind viața și se reproduc activ. Dar când lipsește ploaia, frunzele din nou se usucă și cad în așa numita hibernare. Baobab. Baobabii africani ar putea fi cei mai ciudați copaci din lume, iar cel mai faimos baobab din lume se află în Zimbabwe, pe traseul turistic către Cascada Victoria. Prin urmare, copacul cel mare, așa cum este numit, este vizitat de sute de mii de oameni pe an. La baza lui are dimensiunea unei case mici, deși nu este foarte înalt, doar 25 de metri, dar oricum dă impresia de ceva gigantic. Multă vreme, oamenii de știință nu au putut determina vârsta pomului mare. Baobabii se comportă diferit față de copaci obișnuiți. De exemplu, în unii ani nu formează inele anuale, în timp ce în alții, dimpotrivă, formează două sau chiar mai multe. Prin urmare, este imposibil să aflăm cât timp trăiește copacul cel mare, în mod obișnuit. Desigur, analiza radiocarbonului a venit în ajutor. Carbonul este format în principal din izotopul C12, dar se găsește în izotopul C14. Acesta, de urmă, este lent, dar încă se descompune, doar la izotopul C12. După cât de mult C14 a rămas în eșantion, puteți determina vârsta acestui eșantion. Metoda radiocarbonului este utilizată pe scară largă atunci când este necesară stabilirea vechimii diferitelor antichități, care includ materia organică. Ideea de a-l aplica unui organism viu pare ingenioasă. Studiul care a implicat oamenii de știință din România, Ungaria și Statele Unite ale Americii a arătat că arborele mare este de fapt format din trei generații de copaci. Cele mai vechi dintre ele, cum sunt datele analizei radiocarbonului, au început să trăiască în urmă cu aproximativ 1150 de ani. Oamenii de știință au fost surprinși. După dimensiunea copacului, au presupus că este mai tânăr. Cu toate acestea, au găsit rapid o explicație. Probabil copacul mare a crescut lent în acele perioade ale vieții sale când a fost expus la uragane puternice, care în mod regulat apăreau în aceste locuri. Echipa de cercetători a decis să verifice vârsta altor copaci africani celebri, inclusiv baobabii. Acest lucru va ajuta probabil să găsească modalități de a proteja cumva antichitățile uriașe vii. Problema este că 5 din 6 dintre cei mai mari baobabi din Africa s-au ofilit în ultimii 10 ani din cauza schimbărilor climatice. Tacacianthrier. Aceasta este o lilie neagră care este asociată cu multe legende și chiar superstiții. Floarea de culoare vișiniu închis și gri are o structură neobișnuită și este comparată cu o orhidee sau crin. A luat naștere în zonele Asiei de Sud-Est, Indiei, Malaysiei și Americii de Sud. Deși arată ca o orhidee, nu are nimic în comun cu această specie. Din timpuri străvechi, oamenii o foloseau ca aliment valoros, deoarece tuberculii produși conțin o cantitate mare de amidon. Tuberculii sunt decojiți, spălați bine cu apă fierbinte și rece, pentru a îndepărta conținutul otrăvitor. Amidonul obținut din plantă este folosit pentru coacerea pâinii, halva și budincă. Uneori, amidonul este amestecat cu alte ingrediente, precum sucul de nucă de cocos. Litops. Litopurile sunt suculente aparținând familiei Aizaceae sau Mesembryantheme. Aceste plante uimitoare arată ca niște pietricele, motiv pentru care sunt numite pietre vii. Plantele copiază cu exactitate pietricelele mici printre care cresc.
Toate litoporile au rădăcina lungă capabilă să iasă din adâncurile solului scoțând umiditatea necesară pentru viață. Deși vara în perioada căldurilor africane, uneori rădăcina lungă nu este de ajutor. În acest caz, partea supraterană moare, însă imediat după ploaie, frunzele deodată revin la viață. De obicei, pietrele vii reprezintă două frunze aproape lipite. În natură, plantele de obicei sunt acoperite cu nisip, iar în perioada ploioasă înfloresc florile care seamănă cu mărgăretarele. Moșar. Acestea sunt un fel de alge care nu se agață de fund sau pietre. Până nu demult, aceste alge verzi care formează o minge pot fi găsite la fundul lacului japonez Miwan. Însă recent, aceleași mingi au fost găsite și în Australia pe una dintre plajele din Sydney. Caracteristica principală al acestei alge este faptul că ele nu cresc într-o singură parte. Ele cresc din centru în toate direcțiile. De asemenea, bilele cresc până la 12-30 de centimetri în dimensiune, indiferent de climatul în care au fost găsite.